În 2010, Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege inițiat de aproximativ 50 de parlamentari, prin care data nașterii poetului Mihai Eminescu, 15 ianuarie, să devină Ziua Culturii Naționale. Astfel, începând din 2011, pe 15 ianuarie, este sărbătorită și Ziua Culturii Naționale. Aceasta a fost stabilită prin legea numărul 238 din 7 decembrie. Este o sărbătoare națională care are loc anual în România, cu scopul de a promova cultura, arta și efortul academic. Potrivit legii, autoritățile vor sprijini material și financiar organizarea de manifestări cultural-artistice, iar Ministerul Culturii va elabora un ghid al acestora. Totodată, societățile române de televiziune și radiodifuziune trebuie să realizeze și să includă în programele lor emisiuni dedicate acestei zile. În fiecare an, pe data de 15 ianuarie, Mihai Eminescu, luceafărul poeziei românești, ajunge la inimile celor care îl omagiază. Anul acesta se împlinesc 171 de ani de la nașterea celui mai mare poet român, care, chiar dacă îl trecem cu vederea de-a lungul anului, se face simțit prin poemele cunoscute. Mihai Eminescu este al șaptelea fiu al familiei formate din Gheorghe și Raluca Eminovici. Poetul a copilărit la Ipoteci și la Botoșani. Între 1869 și 1872 a studiat la Viena, unde a urmat ca auditor extraordinar Facultatea de Filozofie și Drept. Între 1872 și 1874 a fost student extraordinar la Berlin. Junimea i-a acordat o bursă cu condiția să-și ia doctoratul în filozofie. A urmat cu regularitate două semestre, dar nu s-a prezentat la examene. Eminescu a fost activ în societatea politico-literară Junimea și a lucrat ca redactor la Timpul, ziarul oficial al Partidului Conservator. A publicat primul său poem la vârsta de 16 ani, de-aș avea. Manuscrisele poetului Mihai Eminescu, 46 de volume, aproximativ 14.000 de file, au fost dăruite Academiei Române de Titu Maiorescu în ședința din 25 ianuarie 1902. Eminescu a fost internat în 3 februarie 1889 la Spitalul Mărcuța din București și apoi a fost transportat la Sanatoriul Caritas. În data de 15 iunie 1889, în jurul orei 4 dimineața, poetul a murit în sanatoriul doctorului Șuțu. În 2009, luceafărul lui Mihai Eminescu a fost declarat cel mai lung poem de dragoste. Poemul poate fi simplu descris pentru generația YouTube de astăzi drept o combinație între Pe aripile vântului, Star Trek și Love Story, toate amestecate, ceea ce înseamnă că este un poem romantic, dar și unul modern, al mileniului al treilea, notează cei de la World Records Academy. A iubit cu patima unui romantic, fiind omul timpului său, nu numai femeia, dar și adevărul și nația din care se trăgea. A iubit viața, cu toate bunele și relele ei, și mai presus de toate a iubit cuvântul. Și din cuvânt a făcut magie, a făcut scânteie, curcubeu, lumină, a făcut o eternitate de limbă comoară pe care ne-a lăsat o moștenire. De aceea, în fiecare 15 ianuarie, se naște cuvântul Eminescu.